când te împinge vântul. Mă simt ca o caravelă, ca o barcă cu pânze. Nu trebuie să fac niciun efort de mișcare. Am suprafața destul de mare ca să mă împingă vântul. Acum să văd cum o să fie la întoarcere. Merg împotriva vântului și a ploii. Acum trebuie să fac efort. Merg cracănat, da. Dar merg. Nu stau pe loc. N-aștept autobuzul la stație. Sau taxiul. Mașină la scară. Și după aceea să aștept rândul la urgență, la spital. Iată, îmi întrețin sănătatea și bucuria de a trăi. Poate ultima, singura existență. Cine crede în viața de apoi, își permite să rateze viața asta. Dar cine nu crede, o trăiește. Bravo! Poate cam să-și patineze în iarna asta pe gheață. Patine adevărate, dar rolele îmi par mai accesibile, mai interesante și nu trebuie să te cheltui în plus. Mi-am luat, iată, protecție, rolele cele mai ieftine și gata, și te dai oricând, chiar și pe ploaie. Asta e prima patinare pe ploaie. La escapada de azi, a cincea la număr, mă simt destul de bine echipat și antrenat, încât am fost și în locul unde începusem acum o lună, pe aleea cu garduri. Am ajuns, iată, și în locul unde m-am dezechilibrat atunci și m-am sprijinit periculos de mână și mi-am accidentat-o dureros, că o lună mi-a luat în redin. Și ia uitați-vă ce frumos am trecut de data asta. Atunci m-a speriat delușorul și denivelarea. Acum am trecut de parcă am mâncat semințe. Ce înseamnă antrenament și echipare. Atunci tot mă simțeam sigur, dar nu eram. Acum iată-te mă-s bine echipat și aproape bine antrenat și am mai trecut o intersecție fără pericole. Haideți la patinat. Sau exprimați-vă altfel. Modul sănătos de viață. Grija pentru mediu și pentru sănătatea voastră. Eu o fac prin pedalare, biciclism și la lucru și la școală și la distracții. Iată, cu patine, prin veganism și alt fel de sporturi. Dar tu cum te exprimi? Cum participi la însănătoșirea umanității?